Zumba este pentru toată lumea. Neantrenat sau antrenat, vii direct la Zumba. Nu ai nevoie de neapărat de un antrenament înainte. Poate că puțin cardio, pentru că, cum am spus, este un antrenament foarte, foarte intens. Dar în momentul în care vii și ești nou, instructorul te întreabă cine este nou la Zumba, ăla eu. Și atunci știi ce să-i spui, ok, încerci să lucrezi un pic mai puțin, faci mișcările pe care le fac și eu, dar lucrezi un pic mai puțin. Noi când avem ceva de sărit, tu poate nu sări, adică nu faci high impact-uri, cum le numim noi, tu faci low impact-uri, adică la nivelul solului. Și sunt tot felul de, de variante pe care le poți da clientului să facă și să nu aibă nevoie de un antrenament înainte. Am înțeles, singura variantă care rămâne în picioare aici, Zumba, la Matinal 2.0, Zumba în planul 2, acolo, în zona 2, era să zic planul 2, dar de fapt am zis planul 2, Raluca și Tina în această dimineață superbă. Raluca, chiar îmi plac pantalonii tăi foarte mult, mulțumesc, cu cordeluțele cele frumoase. Dans, Zumba, dans, care va zica, ne mișcăm la Matinal 2.0 cu Raluca și Tina. Avem un merengue marfa acum. Que sabe.